Bună, Sârmia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută tare mult. Deci, foștii concurenți, vreau să încep cu Sabrina. Mie mi-a plăcut foarte mult de ea cât a fost la Mireasa, o fată frumoasă, finuță. Și am văzut-o pe TikTok, era un concurs de cântat. A participat ea și cu încă trei persoane, două femei și un băiat. A cântat o melodie de la Ozon, dacă vă amintiți, acum mulți ani în urmă, vrei să pleci și nu mă iei și nu știu, cam așa ceva. Dar a făcut o variantă mult mai plăcută. Eu nu m-am prea atâta omorât după Ozon. Nu mi-a plăcut cine știe ce. În afară de Dan Bălan, el era cel mai tare. Dar împreună nu mi-au plăcut, nu. Știu că au avut succes, nu m-a plăcut mie. Și ea a fost prima, după aia a mai cântat încă o fată, un băiat și încă o fată. Una dintre fete a cântat populară, au rămas decât ele două, cu fata care a cântat populară, ceilalți au ieșit din concurs. Dar nu vreau să zic nimic rău despre ea, nici de vocea ei. Nu știu, doar mie mi se pare cântă așa puțin pe nas. Mai sunt cântăreți care cântă așa, mai sunt, nu-i singura. Dar așa aud eu. Chiar aș vrea să-mi spuneți, au mai observat cineva? Chiar am văzut că au fost câteva comentarii negative, că n-are talent, că multe lucruri, dar mie mi-a plăcut de ea. Și în concurs și acum mi-a plăcut. Mi-a plăcut și de ea, acum că e cu Dima, îmi place și de el. La început nu mi-a prea plăcut de el, dar cum tot spun de fiecare dată, nu mie trebuie să-mi placă, nu? Oricum ea e fericită, căsnicia e frumoasă, are servici, deci toate bune și frumoase, nu? Alina de la sezonul 5 era dimineața în pat cu Bebe, cu Heracles, și el o trăgea de păr. Și ea tot îi desfăcea degetele din părul ei și spunea, vedeți cum e să fii mamă? Te trage de păr și nu vrei decât să-i desprinzi degetele ca să nu pună la guriță părul. Și zicea că ce face ea mai târziu, că se ridică din pat, îl pune pe băiat să se joace și o să-și bea ceaiul, are o prăjitură făcută deja, chiar a arătat-o. După aceea s-a ridicat din pat, a pus băiețelul să se joace și ne-a arătat prăjitura, arăta bine cât o fi de gustoasă asta, nu pot să știu, oricum eu nu mă dau în vânt după prăjituri, nici după tort, nici după nimic. Am mâncat la casa Mireasa tort și prăjituri cât pentru toată viața. Așa că, departe. Și le așteptau pe un electrician, instalator, ce era, să le instaleze ceva prin baie. Între timp, băiețelul se juca, chiar l-am văzut, se juca frumos. Ei, mai țipa el, e copil. Și zicea că această prăjitură e o invenție proprie de ei. Chiar mă bucur că face prăjituri, că inventează câte ceva. Perneș, seara în mașină, foarte nemulțumit de Genara să lui, ci că s-a dus pe râpă. Da, s-a dus de mult, are nevoie de un restart. Eu zic că toată lumea are nevoie de un restart, nu doar generația lui, că s-au dus cam toți. Și că așteaptă să-și revină, dacă o să-și mai revină, generația, adică. Dar ce se poate să facă el singur? Mai spunea că unii renunță prea ușor, asta așa e, chiar renunță. Și zice, rău am ajuns. Apoi întreabă, doar eu văd situația asta sau chiar așa este? Că vede niște lucruri anormale. Păi dacă astea se întâmplă, ce ar putea vedea? Lucruri normale? Are multe nemulțumiri, le-a spus, nemulțumit că vine toamna, deocamdată zicea că e cald, da. Iar mai târziu l-am văzut și acasă, a făcut un live și povestea ceva drăguț de data asta, că a fost în călătorie și că sunt foarte multe zone faine, așa cum zice el, Iardelean, cum folosește cuvântul fain. Da, într-adevăr, sunt multe zone faine, atât în țară. Eu am umblat prin absolut toată țara, am văzut zonele faine și am fost și prin alte țări, am văzut și acolo zonele faine. Are dreptate Perneș, lumea e frumoasă, viața e frumoasă, depinde cum știi să ți-o trăiești. Nu trebuie neapărat să dai vina pe viață pentru tot ce se întâmplă.
Noi ne alegem cum trăim. Absolut nimeni nu poate să intervine. Doar noi. Apoi mai spunea că a repetat multe greșeli. Păi, eu știu ce zic. Greșeala e prima oară. Nu poți să greșești la fel. Nu poți să repeți greșeli. Poți să le repeți, dar prima dată e greșeala, a doua oară deja nu mai e greșeală. Știi. Știi că așa se întâmplă și dacă o repeți, asta e fix problema ta. Juca. Juca și intră o fată, dar spunea că nu stă mult, că sunt sănăcăjeau, că sunt puțin în seara asta. Apoi povestea ceva de viața ei, care are nevoie de un spațiu pentru muzică, vrea să facă niște piese cu al ei, nu știu, soț, prieten, oricum nu contează, că se chinuie de 8 ani să facă și tot amână. Și că e obosită, că ar vrea o pauză, păi toată lumea o vârstă. Apoi a plecat fata, a intrat un băiat, dar Perneș a dat pe mut că la tot cânta, dar jucau. Cere Perneș. Vreau 5 trandafiri, i-a și primit, bineînțeles. Apoi a mulțumit. Drăguț Perneș, păcat că n-a avut noroc. Alexuțu Macarie, preferatul meu, câteodată. Am văzut că juca, știți, jocurile lor pe TikTok, era nemulțumit că are decât 10 oameni și cerea aprecieri, trandafiri, făcea dați trandafiri, cum zicea, ca să... Nu mai știu eu de asta. Mă depășesc și mie îmi place să mă uit, dar chiar nu înțeleg jocul ăsta. Fata, atât el și fata cereau tap-tap. După aceea zice Alex Suțu, cine vrea un pup pe obrăjor? Iar fata zice, nimeni. Și zice Alex Suțu, fetele să fie mai îndrăznețe cu băieții. Iar fata aceea care era cu el zice că o fată de acolo, de pe live-ul ei, a zis de Alexuțu că nici moartea nu ar vrea să îl pupe pe el, iar Alexuțu zice că, păi ai moarte de mult, și a început să râdă, chiar drăguț Alexuțu. Sese și Giovanna, botezat al doilea copil, băiețelul, Ares, parcă îl cheamă, a fost invitat, am văzut și Sabrina, sau Sabina, de fapt Sabina o cheamă. Ce fotografie au mai postat foștii concurenți? Am văzut-o pe Alina de la sezonul 3 și 4, care a plecat așa cum a venit, Alina Rusu. Pe Irina de la sezonul 7, știți, care a încercat ceva cu Alexuțu, pe Cristian Marinescu, da, era la Bustugol să vadă lumea pătrățelele, pe Alexuțu Macarie, era undeva pe drum, scria Constanța, pe acolo era, pe o asiatică, Giuliana, asta foarte puțin, dacă mai mi-amintesc de ea, foarte vag, a pus și a 3 fotografii sexy, 2 fotografii Madi, într-una era lângă un felinar, pe Bianca și pe Robert, el avea o bâtă de baseball în mână, Alina plus bebelușul, Alina de la sezonul 5, apoi Cosmina și Alin, parcă de la sezonul 4, sunt împreună și acum, bravo lor, pe Ioana de la sezonul 8 pe stradă cu niște blugi de ăștia la modă, pe Aron cu soția și cu bebelușul în căruț de la sezonul 5, da? Și pe Andrei de la sezonul 7, Andrei, Liviu și Delia, câștigătorii sezonului 9. Dani și Diana, ea cu burtica, era undeva în mașină, aranjată, machiată, frumoasă. Pe Sabina, de la sezonul 5, ținea fata lui Sese și a Giovanei în brațe. Frumoasă fata, cu el seamănă, chiar e frumoasă. Un copil reușit, cred că a fost invitată la botez sau s-a dus pur și simplu play, deci au fost în același sezon. Apoi o fotografie foarte drăguță, Sese, Giovanna și copiilor, cred că de la botezul băiatului. Cam atât am avut despre foștii concurenții, vă doresc o zi plăcută în continuare și la revedere!